De abia aștept să vă văd pe teren. La Sibiu Open. Deci ora de dirigenție o să fie un meci de antrenament. Da. Asta a fost prima noastră ieșire cu clasa a noua și am zis să începem cu sportul pentru că vrem să dăm un semnal că sportul este foarte important pentru tineri, pentru vârstnici, pentru orice vârstă și mai ales tenisul e un sport foarte frumos, elegant, plăcut tuturor și dacă tot avem Sibiu Open, atunci de ce să nu profităm de el? Sper că după ora asta de dirigenție în aer liber, mulți dintre elevii mei se vor apuca de orice sport, nu contează, dar și de tenis. Urmează și o excursie la Cotroceni, pentru că pe pagina noastră de socializare am văzut fotografii cu foști elevi care i-ați dus să vadă Palatul Cotroceni, să-l cunoască pe președinte. Da, dacă o să-mi o ceară, dacă o să ne hotărâm să facem o excursie la București, sigur o să vizităm și Cotroceni. Dar de obicei unde îi duceți în excursii? De obicei mergem la Cluj, aici mai aproape, prin Ardeal. Pe munte? Pe munte încă nu m-am încumetat cu ei. Așa, poate la deal, un pic. Aș vrea să vă întreb, pentru că e weekend, ce o să faceți în weekendul cu referendumul? Mergeți la vot? Deocamdată vorbim despre sport. Nu v-ați hotărât încă? Pe margine, pe elevi, cum vi se pare? Se descurcă? Se descurcă foarte bine. Nici m-am așteptat să fie așa de descurcăreți și de pricepuți. Se vede că sunt tineri, se vede că au toată viața înainte, energie și condiție fizică și îmi doresc să ajungă, chiar dacă nu fac sport de performanță, să facă sport, să se simtă bine, să fie bucuros, să trăiască frumos și sănătos. Ați face un meci cu câțiva dintre ei? Da, mă gândeam la Pavel, că am văzut că joacă foarte bine. Nu mi-a spus în clasă. A zis că știe el un pic, dar nu m-am așteptat să fie așa de bun. Probabil când o să ajung la nivelul lui să îl provoc. Mai aveți alte activități extrașcolare planificate în Avem Adrian, Sebastian, Ionut și Andrei, care o să vă introduc astăzi pic în lumea tenisului. Haideți să vedem cum se desfășoară. O să vă rog foarte mult. Mai frumos poate. Și cu rachetele, să vi se vadă rachetă și eu vreau rachetă, că și eu jogging. De abia aștept să vă văd pe teren. La Sibiu Open. Deci ora de dirigenție o să fie un meci de antrenament. Da. Asta a fost prima noastră ieșire cu clasa a noua. Și am zis să începem cu sportul pentru că vrem să dăm un semnal că sportul este foarte important pentru tineri, pentru vârstnici, pentru orice vârstă și mai ales tenisul e un sport foarte frumos, elegant, plăcut tuturor și dacă tot avem Sibiu Open, atunci de ce să nu profităm de el? Sper că după ora asta de dirigenție în aer liber, mulți dintre elevii mei se vor apuca de orice sport. Nu contează, dar și de tenis. Urmează și o excursie la Cotroceni, pentru că pe pagina noastră de socializare am văzut fotografii cu foști elevi care i-ați dus să vadă Palatul Cotroceni, să-l cunoască pe președinte. Da, dacă o să-mi o ceară, dacă o să ne hotărâm să facem o excursie la București, sigur o să vizităm și Cotroceni. Dar de obicei unde îi duceți în excursii? De obicei mergem la Cluj, aici mai aproape, prin Ardeal. Pe munte? Pe munte încă nu m-am încumetat cu ei. Așa, poate la deal, un pic. Aș vrea să vă întreb, pentru că e weekend, ce o să faceți în weekendul cu referendumul? Mergeți la vot? Deocamdată vorbim despre sport. Nu v-ați hotărât încă? Pe margine, pe elevi, cum vi se pare? Se descurcă? Se descurcă foarte bine. Nici m-am așteptat să fie așa de descurcăreți și de pricepuți. Se vede că sunt tineri, se vede că au toată viața înainte, energie și condiție fizică și îmi doresc să ajungă, chiar dacă nu fac sport de performanță, să facă sport, să se simtă bine, să fie bucuros, să
să trăiască frumos și sănătos. Ați face un meci cu câtva dintre ei? Da, mă gândeam la Pavel, că am văzut că joacă foarte bine. Nu mi-a spus în clasă. A zis că știe el un pic, dar nu m-am așteptat să fie așa de bun. Probabil când o să ajung la nivelul lui să îl provoc. Mai aveți alte activități extrașcolare planificate în perioada? Oraș, să facem un pic de tur al orașului, să ne cunoaștem frumusețile orașului, clădirile cu arhitectură specială și să ne bucurăm de faptul că trăim într-un oraș așa de frumos și să-l prețuim și să-l îngrijim. Tot nu mi-a zis dacă ne revedem și în weekendul mulțumesc viitor. Mulțumesc. E ok. De fapt, vreau să-i felicit pe organizatorii acestui turneu, Sibiu Open, să le mulțumim pentru că avem așa cel mai important turneu de tenis din țară, la Sibiu, să le urez succes în continuare și să-i sprijinim ca performanța românească să fie apreciată și să fie recunoscuți românii și apreciați pretutindeni. Astăzi va juca, am înțeles, în finală un român, în semifinală, Dragoș Dima, și încerc să vin să susțin. Îmi doresc din suflet să reușească. Succes tuturor și mulțumim organizatorilor. Asta e singurul lucru care vreau să ne ziceți? La revedere!